14 octombrie, pentru Biserica Ortodoxă din România, reprezintă de sute de ani și va reprezenta, nădăjduiesc eu, câteva mii de ani de acum încolo, aceeași zi de bucurie alături de Sfânta Parascheva de la Iași. Trebuie să ne înțelegem, sfinții pot fi slujiți în diferite chipuri. Unul dintre aceste moduri de a fi aproape de este pelerinajul, ca și cum ai merge la un ceai de la ora 5 sau la o întâlnire de taină cu prietenul cel mai bun pe care l-ai, iar Sfânta Parascheva este un prieten desăvârșit. A învățat-o prima dată Petru Rareș, atunci când la Istanbul s-a rugat multă vreme în casa socrilor săi. În casa socrilor săi s-a rugat mult ca Sfânta Parascheva, care era găzduită acolo, să-l ajute să treacă peste blestemul morții. Întoarsă în țară, avea să construiască prima biserică dăruită Sfintei Parascheva, pe care sigur că Vodă n-a mai dus-o până la capăt, dar a lăsat-o ca o biserică de juruință, îndeplinită ulterior de soția sa și împodobită inclusiv de copiii săi. Există în Sfânta Parascheva ceva care ne pozitivează pe toți, o dorință de a face bine, măcar pe 14 octombrie, de a fi mai aproape unii de ceilalți, de a ne învăța unii pe ceilalți răbdarea și compasiunea. Sfânta Parascheva întotdeauna a avut calitatea aceasta remarcabilă de a scoate ce e mai bun în noi și ce e mai rău în cei care o urăsc. Pentru că are și calitatea aceasta de a exorciza pe cei care confundă scriitura cu lătrătura și filmarea cu scoaterea ochilor. Din acest punct de vedere, cred că Parascheva este un foarte bun medicament, inclusiv la perioada aceasta de COVID. Decovidează într-un fel sau altul neputința noastră de a ne iubi unii pe ceilalți. Pentru mine, ca ardelean, Sfânta Parascheva e prezentă în sute de mănăstiri și biserici. Nu-i vorba doar de ea, ci și de celelalte paraschevii, care cu mult înainte de a fi pomenită în Moldova, era pomenită de către ciobanii care, trecând prin zona Pindului sau ajungând în munții Greciei, învățaseră să prețuiască fecioarele acestea desăvârșite ale dragostei lui Dumnezeu. Cred că e o lecție de bună cuvință ortodoxă să te apropii de Sfânta Parascheva și în zilele în care nu te poți duce până la ea, măcar să citești acatistul, să-i dai un SMS că ești alături de ea în ziua ei de naștere.